Cine urmează, cine urmează? O nouă cântăreață de muzică populară, Horhugia Alexandra, vine la noi să vă încânte cu melodii deosebite. O bucovineancă frumoasă și talentată din Drăgușeni, este elevă la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu și are deja propriul repertoriu. Invitată la multe emisiuni de televiziune, ea își dorește să ajungă un mare artist și să cânte în melodiile sale cât mai mult despre meleagurile în care s-a născut. Este de asemenea colaboratoare a ansamblului artistic Ciprian Porumbescu din Suceava. Să-i urăm succes în tot ceea ce dorește să realizeze și să o întâmpinăm cu multe aplauze! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru frumoasa prezentare! Aș dori să urez domnului primar multă sănătate, să-i mulțumesc pentru frumoasa invitație, iar în continuare, prima melodie, aș dori să o dedic bunicilor mei, dar și tuturor bunicilor prezenți la acest frumos eveniment.
foc, ram tam diri diri da. Din bătrâni așa-i lăsat, ram tam diri 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 da. Ia tare mândru la jucat, ram tam diri diri da. Tropaie și plin de dor, de dragul flăcăielor, pe sub mâna lui Badea, tot aș mai juca. Tropaie și plin de dor, de dragul flăcăielor, pe sub mâna lui Badea, tot aș mai juca. Mâna sus și trei cărligi, când m-am vârt, ram tam diri diri da. Cu bătița meu de mână, ram tam diri 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 da. Era când la joc de acum azi bun, ram tam diri diri da. Nu-mi pasă de vorbărea, că-s frumoasă, uite așa, jâneam la drăguț, cum știu, o pașeță să știu. Nu-mi pasă de vorbărea, că-s frumoasă, uite așa, jâneam la drăguț, cum știu, o pașeță să știu. Păi să știu pașeță la stână, fără cojoc, ram tam diri diri da. O căpușă buză moaie, ram tam diri 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 da. Era potrișită pentru noi, ram tam diri.
Mulțumesc mult și distracție plăcută în continuare. Mulțumim și noi și la anul te așteptăm să lansezi primul tău album aici la noi. Următoarea invitată se prezintă astfel. Sunt o fată frumușică și la horă ușurică. Cu pujori în obrăjori, dragă sunt eu la ficiori. Andreea Dumitriu are 6 ani și este elevă în anul 2 la Canto Popular, la Palatul Copiilor, sub îndrumarea doamnei Claudia Martinică și în clasa 1 la Colegiul Național de Artă, Octav Băncilă, Iași. Dar o vom aștepta să ajungă la noi. Și până atunci o invit pe Tediu Alexandra Alesia să ne mai încânte cu melodiile ei. Andreea Moldovan, da? Da. Succes! Mi-am făcut o bundiță nouă, mai frunzuliță, dacă nici da, plou, eu am bundiță. Mă mângesc ca mola lumii și arăt bundița. Am făcut-o eu anumit pentru bătița. Și deosi pleacă, dar e bundița nouă, mi-a dat o sărutare, partișul două. Mi-o zis la hot, că știu mai că să i-ar place să fiu ionor. Că n-am nică împotrivă, i-auzi povesti, că întreaga colectivă o am ca zăstri. Undița mea e nou și vine pari, uite-ne pe-amândouă de tititari. Iar când mă duceam de bani, mi-am pus undița și nimeni ieșut în cali, ta mar bătița. Când bătița mea așa nou era făloasă și cât așteptam să-mi spună că e frumoasă. Privind la amândouă îl văd câta și poate bătița nou, poate de plași. Pe nouă n-aș și face zi și bătița, dar mie vezi că-mi place mai mult mătruța.
Și să revenim la copilașul nostru, Andreea Dumitriu, de 6 ani, elev în anul 2 la canto popular la Palatul Copiilor, sub îndrumarea doamnei Claudia Martinită și în clasa 1 la Colegiul Național de Artă Octav Băncile Iași. O fetiță frumușică, cu bujori în obrăjori, dragă la ficiori, optimă scenă, frumușico! În aplauzele dumneavoastră! Nu mă s-a putut când dat mai mult.
Și străinii scot, veselită, dar nu și
și noi frumusețe mică și te mai așteptăm la noi.